Bună seara, domnilor și domnilor! Începe actual Regional. Ce soluții găsim pe viitor pentru cutremurile mari? Păi să ne gândim puțin că pe 13-14 februarie am avut cutremure în România destul de puternice, în regiunea Oltenia, peste 5 pe grade pe scara Richter. Mergem mai în spate cu o lună și descoperim uh, Turcia și Siria, unde au fost zeci de mii de morți și ați văzut ce pagube. Am făcut și emisiune, dacă vă amintiți. Ori în acest context e bine încă o dată să atragem atenția că trebuie găsite soluții uh, pentru viitor pe această problemă a cutremurilor. Și avem o echipă de aur și o să vedeți de ce este o echipă de aur prezentă aici în studio pentru a găsi aceste soluții. Parte din ele sunt deja viabile, să spun așa, și pentru a îi felicita pentru că au luat un premiu extraordinar. Nu e primul an în care iau astfel de premii în Statele Unite într-o, să spunem, puternică echipă din lume care se ocupă de studierea cutremurilor și de soluții mai ales pentru aceste cutremure. Așadar, îi mulțumesc pentru prezență, în primul rând, domnului doctor inginer Ovidiu Prodan, șef lucrări UTCN, invitatul meu, care an de an ia astfel de premii uh, internaționale, și Sebastian Răzvan Mureșan, student al UTCN și el, un campion, un lider deja. Uh, vă mulțumesc pentru prezență uh, și, înainte de toate, trecem uh, direct la subiect. Ce soluții găsim? Pentru cutremurele acestea. Deci, am spus 13-14 februarie în Oltenia. Ne-am speriat cu toții cu cutremur peste 5 grade Richter. Dacă tot ați adus aminte de cutremur, în primul rând, vă mulțumim mult de tot pentru invitație și suntem foarte fericit că putem să venim aici. Una dintre misiunile noastre este să propovăduim rezistența și siguranța în timpul cutremurelor. Asta este misiunea noastră ca și inginer constructor, să realizăm construcții durabile și care să reziste în fața cutremurelor. Ăsta e cel mai important lucru. De aici încolo, cum se implementează, urmează și o să dezvoltăm pe parcursul emisiunii. Ce vreau să vă spun înainte, în România au existat două cutremure semnificative, 1940, în timpul celui de-al doilea mondial, care au fost mai mulți morți decât în 1977, și 1977, la 37 de ani. Din 77 au trecut până acum 47 de ani. Deja e intervalul de recurență estimat de specialiști al acelor tipuri de intensități de cutremur. Opa, ne dați o nu prea bună, dar nu sunteți singuri. Să știți că mulți seismologi au spus, cred că și domnul Mărmureanu, au declarat că poate să vină un cutremur destul de mare. Rom. Scoarța terestră se mișcă non-stop. De la crearea lumii, ea se mișcă. Și cu cât sunt mai multe cutremure mici mai dese, cu atât se consumă din tensiunea acumulată. Dar din când în când se acumulează o tensiune semnificativă, e doar un risc seismic. E ca și cum noi avem erbeguri în mașinile noastre, vrem să avem vreun accident, nu ne dorim acest lucru. Dar noi preferăm să avem mașini cu erbeguri și cu centuri de siguranță și cu tetiere, ca în cazul unui eveniment excepțional, cum este cu tremurul sau un accident, să fim protejați. Corect. Și misiunea noastră ca și ingineri-constructori e să creăm structuri pregătite să reziste la aceste cutremuri. Haideți să ne întrebăm uh, retoric dacă vreți sau chiar să avem și un răspuns. Uh, România e pregătită și nu prea la cutremure, dacă ne gândim la construcțiile acestea care uh, au fost uh, cu probleme și în 77, am văzut și acum în regiunea Oltenia nu foarte multe pagube, dar semnificative și o sperietură groaznică, dar mergem un puțin mai departe, dacă România e sau nu pregătită, poate îmi spuneți dumneavoastră, dar Turcia, dar în Siria, unde am văzut zeci de mii de, de morți, clădiri care au picat cu totul, blocuri mari, unele chiar noi, deci cum să privim noi aceste cutremurele și cum să ne comportăm noi, că ați dat un exemplu extrem de, de foarte bun, și anume cu mașina cu centura de siguranță. Turcia, cu tremurul din Turcia și zona în care a avut loc, ultima dată a fost un cutremur semnificativ acum 200 de ani. Noi știm ce cutremuri au fost în zona Clujului acum 200 de ani? Avem stră-stră bunicii care să ne spună? Nu. Avem hărți seismice făcute de Institutul Național de Fizică a Pământului, care merg cu cutremure până în anul 970, deci acum 1000 de ani, în funcție de câte turnuri de biserici cădeau. Și acum 300 de ani a existat un cutremur semnificativ la Cluj, în care pe o rază de 200 km au căzut turnurile de biserică. Dar, în continuare, datorită informațiilor până în ziua de astăzi, zona Clujului este cea mai ferită zonă din România din punct de vedere al activității și intensității seismice. Iar turcii sunt foarte bine protejați în zonele în care au cutremure dese, în care știu că trebuie să se protejeze. Dar într-o zonă... Cum ar fi la noi Vrancea, oarecum? Acolo, Vrancea și bineînțeles în imediată vecinătate vecinătatea Vrancei București pentru noi. București este o zonă în care intensitatea seismică este de trei ori mai mare decât la Cluj, iar Acolo, proiectanții, inginerii proiectanți de structuri, fac o treabă excepțională. Dar în fiecare loc unde există tentație, unde există dezvoltatori imobiliari care vor să facă lucruri cât mai ieftine, există și locuri în care legea nu se respectă. Dar inginerii constructori din România sunt ingineri cu construcție bună, care au concept seismic foarte multe clădiri vor rezista. Dar asta nu înseamnă că nu sunt cazuri în care constructorul nu a pus materialele corespunzătoare, nu a respectat proiectul sau nu s-au făcut toate tot controlul calității care ar fi trebuit să se facă. Deci avem școală de ingineri de calitate care pot găsi soluții prezente acum dacă ar fi un cutremur și văzând această machetă, văzând premiile pe care le-ați luat și o să ajungem și la capitolul premii, Uh, cu siguranță, viitorul putem să spunem că arată bine, deși cred că nu prea se respectă legea atunci când se construiesc uh, blocuri, vedem uh, că se cam eludează legea. Domnule profesor, uh, imediat vorbim, să-l salutăm și pe colegul nostru uh, de platou, studentul UTCN și studentul noastră, Sebastian Răzvan Mureșan. Uh, ce înseamnă pentru tine a fi un viitor inginer, uh, urmând sfaturile domnului profesor și prin participare, evident, la aceste concursuri? Chiar tu poți să ne introduci în capitolul uh, concursuri, medalii de aur, uh, aplauze și uh, multe lucruri frumoase pe care le-ați primit în America, v-ați întors de acolo cu, cu tolba plină de cadouri, să spun așa. Da, uh, mulțumim pentru, pentru primirea. Vitorul, viitorul meu ca inginer, încă nu pot să știu exact ce o să se întâmple, unde o să ajung, cum o să parcurg. Sunt foarte recunoscător că am profesor care să mă îndrume, care să mi arate cum, ce urmează, ce, pe ce să mă pregătesc, ce să. Studiez mai mult, ce să, ce îmi place mie să studiez mai mult, că până la urmă este vorba de, de mai multe domenii, nu doar inginerie civilă. Um, vom vedea ce urmează. În, în legătură cu concursul, sunt foarte recunoscător că am putut să păstrăm titlul aici la Cluj. Noi avem, este a șasea oară când am câștigat acest concurs în universitatea, a câștigat acest concurs urmat de Ovidiu și mă simt foarte mândru că am putut să să păstrești acolo sus titlul nostru Vreau să ne mai spui din experiența ta și cum au fost ceilalți participanți acolo Domnule profesor, deci ce a fost să începem cu bucuriile aduse la Cluj după 4-5 ani de alte bucurii aduse ce a fost în Statele Unite ale Americii, unde a fost și după asta să vorbim și de machetă și vă mulțumesc încă o dată pentru efortul de a o aduce și să o și explicăm pentru a fi credibil uh, pentru cei care ne urmăresc că dumneavoastră chiar aveți soluții, că vorbim de soluții acum. Vă rog. Anul acesta competiția s-a desfășurat în San Francisco, în California și an de an competiția este organizată de Earthquake Engineering Research Institute, un institut de cercetare în ingineria seismică. Exact lucrul care îmi doare. Sunt peste 50.000 de oameni care fac parte din acest institut. Este un, a început ca un ONG în anii 50, din necesitate de a face construcții și infrastructură sigură pentru oameni. Și s-a dezvoltat, uh, iar acum 20 de ani ei au pus bazele unui concurs pentru studenți undergraduate, deci ne referim la studenți anul, anii '14. Pentru a arăta cât de frumoasă este această meserie, pentru a expune și a arăta că inteligența nu contează în ce domeniu vei profesa, oamenii de excepție trebuie să se să iasă în față, să fie valorificați. Și au început cu această competiție pentru a atrage din ce în ce mai mulți studenți. Iar uh, un bun prieten de -al meu din America spune, An engineer saves lives every time wind blows." un inginer salvează vieți de fiecare dată când bate vântul, de fiecare dată când este un cutremur și clădirea rezistă. Deși acest lucru nu se vede, dar inginerii sunt eroi dacă își fac treaba, dacă proiectează o structură bine, dacă construiesc o clădire de calitate și dacă fac controlul calității corespunzător pe șantier. Tot ce spuneți e valabil în afară, că la noi controlul calității nu prea există. Apropo de asta, fac o paranteză, vedem deja imagini cu colegii tăi, Răzvan, și cu studenții dumneavoastră, domnule profesor, machete, vedem și alți participanți, deci un concurs de forță, să spun. Da, e un concurs excepțional la care și în acest an a participat aproximativ 500 de studenți Universități celebre din lume, Stanford, Berkeley, UCLA, Cornell University, Cornell e Ivy League cu Stanford, sunt universități la care taxa e 200.000 de dolari pe an. Deci sunt studenți de, din cele mai înalte straturi, participă la această competiție și și în acest an, studenții de la Cornell erau în sală în timp ce ne prezenta și filma pe studenții români care nu au limba maternă engleză, cum prezintă, ce fel de prezentare avem. După aceea s-au dus la structura noastră, au făcut pozele, cum am efectuat îmbinările și la cum s-a executat construcția. Cum de bateți? Ce secret aveți? Răzvan, care e secretul vostru? Când în fiecare an veniți cu premiul întâi, cu medalia de aur, cu ce sunteți voi mai special decât ceilalți studenți eminenți? Acum, în fiecare an nu știu care e secretul echipei de fiecare an. Secretul nostru a fost că am avut avantajul, am avut posibilitatea de a avea studenți îndrumători de anul trecut care să, să ne țină câteva uh, idei, câteva să ne spună câteva secrete, să știm unde și ce să, să organizăm, cum să ne organizăm, cum să găsim. Sponsorii a fost un lucru foarte greu. Uh, să ne, arăt, să ne Dar, arate să că avem... Că avem nu cred pentru că sponsorii ce? ați bătut. Că acolo e, sunt susținuți mult mai mult ca voi, financiar. Și universitățile sunt da. susținute, mă Eu cred că, că Răzvan, Răzvan aici e un pic prea modest. Sunt echipe și echipa de la Universitatea Tehnică din București și echipe de la celelalte universități au avut membrii Oameni care au participat și în anii trecuți. Echipa din acest an, pentru că, ca noi să dăm șansa în fiecare an, ca alți studenți să participe, în fiecare an este formată din studenți care n-au mai participat niciodată. Cu adevărat, este dedicarea și misiunea lor pe care au simțit-o, pentru că o să ajungem și la partea acum de ce este această machetă, pentru că s-au ales când am format echipa acum șase luni. Solicitarea noastră, ca și cadre didactice, a fost alege alți 11 colegi cu care vrei să mergi să participi la concurs și să co câștigi concursul. Și atunci ei s-au ales cei mai buni dintre natural. cei mai buni. Natural. Totul a venit da. natural. Ceea ce Au o credeți că acesta a fost, să spunem, asul din mânecă pentru a-i învinge sau chiar știința de carte sau chiar această machetă. Și vă mulțumesc încă o dată că ați adus-o. Ca în replica celebră de film, ce avem noi aici? Da. Întreb și eu, ce avem noi aici? Eu cred că an de an e îmbinarea și cuplarea tuturor acestor calități și cunoașterea și cunoașterea de carte și motivația. Dacă ai motivația corespunzătoare, poți să muți munții. Aici este un exemplu, avem o structură realizată în mai puțin de două săptămâni, în octombrie, noi, în fiecare an, facem preselecțiile. Se înscriu 30, 40, câteodată 50 de studenți la aceste preselecții, ca să poată să facă parte din echipă. Mă iertați, domnule profesor, colegii și le mulțumesc că ne ajută și vedem în detaliu această machetă, să o explicăm acum, dacă se poate, și tehnic pentru a răspunde la întrebarea soluțiile pentru viitor. Deja deci o vedem. Da. Deci, aici avem o, o machetă realizată de una din echipele de anul acesta, care a fost în preliminarii, dintre care s-au ales și în acest an ă, studenții. Iar aici vedem ă, o structură. Această structură a fost realizată după un, să zicem, un regulament. ne am stabilit în fiecare an pentru studenții care se înscriu un regulament simplu, dar care trebuie să-l înțeleagă ca să poată să facă parte din competiție. Aici vedem o structură în cadre cu stâlpi grinzi și cu câteva contravântuiri, hai să zicem mega bracings, după denumirea lor din engleză. Este o structură des întâlnită la construcțiile și din România. Noi nu vedem deoarece Aici este doar scheletul, și în, în realitate toate construcțiile mai au și închideri, au fațadele, au tot, tot. Noi nu trebuie să punem în acest concurs aceste lucruri, și aici avem doar structura de rezistență a unei clădiri normale. Avem stâlpii principali, avem contravântuiri, avem grinzi, avem planșele, și aici avem mai multe locuri în care noi am testat această machetă pe masa seismică. Am supus-o la mai multe cutremure să vedem care machetă. Se comportă cel mai bine. Și aceasta este macheta câștigătoare, cea care s-a comportat uh, cel, cel mai, mai bine după multe, multe iterații. La un cutremur cu magnitudinea de. Magnitudinea este energia pusă în pământ de către un cutremur. Dacă cutremurul e la 100 km adâncime, conul merge pe o arie extraordinară, poate mai mare decât suprafața României, dacă cu este de suprafață, conul merge pe o arie de câțiva zeci de kilometri, cum a fost cu tremurile din Oltenia. Au fost la adâncime medie, nu de adâncime foarte mare, cum a fost cu tremurul din 77 și din 1940. Deci răspundem în felul următor la întrebarea posibilă pentru cei de acasă. Un cutremur periculos care face pagube, în România, dar oriunde în lume, este cel la o adâncime mai mică sau mai mare? Vrancea cu tremure periculoase sunt cele care de obicei se întâmplă la 100 de km adâncime, plus minus, iar în zona Banat sunt cu tremure de suprafață 10-15 km. Noi ca și ingineri constructori evaluăm și supunem clădirea la accelerație. Asta înseamnă că luăm G, accelerația gravitațională și de exemplu cu tremurul pe clădirea noastră noi am supus-o la 1,6g adică 16 metri pe secundă la pătrat. Cu tremurul din Franța în 1977 a avut vârful de 0,2g. Asta înseamnă 2 metri pe secundă la pătrat, adică de 8 ori mai mică accelerația decât ce am testat noi pe platforma seismică. Dar acesta este un model cu foarte multe contravântuiri. Nimeni, nimănui nu i-ar plăcea să, să locuiască într-o clădire cu atât de multe contravântuiri. Vrea geamuri, vrea să vadă liber. Nu vrea elemente care și să... Și dumneavoastră veni și spuneți nu, ok, este așa. Ca să găsim soluția există, pentru un cutremur... Există soluții. Noi ar trebui să lucrăm cu lemn de balsă. Dacă mergem cu materiale din beton armat, dacă mergem cu materiale compozite, beton și metal, deja se pot găsi diverse soluții ca să creeze. Sunt costuri diferite, dar se pot găsi soluții inovatoare. Ce a spus acum mă leg și da. vă întreb: și pe noastră, și pe Răzvan, următorul lucru. Dacă soluțiile acestea pot fi aplicabile mâine cu resursele financiare, cu tehnica actuală din lume și din România, adică de mâine vine un constructor și spune vreau asemenea blocuri pentru că eu țin la siguranța celor care vor sta aici. Aceiași uh, au posibilități financiare să plătească. Probabil că o astfel de construcție e mai scumpă. Deci cum vezi Răzvan, poți aplica ce ai construit și poate despre macheta asta care a fost contribuția ta, care acest lemn pe care tu l-ai pus sau cum l-ai pus sau cum te-ai gândit. Sigur. Um... Efectiv, aceeași structură nu se poate realiza, deoarece aceasta este din balsa, din lemn de balsa. Este un lemn de densitate mare. Are rezistență mare, deși este foarte ușor. Principiile, modelele structurale, tot ce am învățat, cum să aplicăm, ce să aplicăm, aceasta se poate aplica în realitate. Putem să realizăm structuri după modelele acestea cu alte, alte elemente. Nu se vor face blocuri din din lemn de balsa. Este absolut că nu mă, mă gândesc. N-ajungem da. într acolo când suntem acum în, într o perioadă în care folosim betonul și avem acces așa ușor Există la Există și zgârie nori din lemn. Deja avem clădiri de 80 de metri înălțime, adică cu 20 de niveluri din lemn, lemn încleiat. Dar, dacă venim la costuri și vorbim structura de rezistență, coloana vertebrală a unei clădiri în medie în România, costă între 30 și 35% din prețul la cheie. Mai costă 30% instalațiile și poate 40% finisajele. Cu 1-2% în plus, poți să crești semnificativ gradul de rezistență al clădirii dacă ești un investitor care vrea să facă lucruri care să dăinuie. Și să nu urmărească doar profitul imediat. Dacă tu vrei să câștigi 2% la întreaga clădire, care e un semnificativ 2%, atunci locul în care reduci de obicei e rezistența. Nu se mai vede acolo. Dar să vă gândiți, multe clădiri, de exemplu, și în Italia, după cutremurul din 2009 din Lachila, toate blocurile pentru 10.000 de apartamente, pentru 10.000 de familii, le-au făcut în blocuri P plus 5, adică P plus 4, P plus 5, cum sunt foarte multe și la noi, izolate în bază. Ce înseamnă asta? Pui niște izolatori de cauciuc, care în momentul în care vine cu tremurul, pământul se mișcă de desubt și clădirea nu simte absolut nimic. Sunt oarecum, vă rog că v-am luat da. vorba, dar mă iertați că mi-a venit tot legat de ce spuneți, cei din Japonia, la fel au acest sistem. La fel au. Cele... Și vreau no, doar il, să aveți... Roti în minte un preț. În Italia, din cauza că s au făcut în serie, costul a fost de 2500 de euro pe apartament. I drept s-au făcut 10.000 de apartamente ca să fie un cost așa de redus. Dar și dacă ar fi să mai plătești un 5 sau poate 10.000 de euro în plus la o clădire nouă, să știi că atunci când vine cu tremurul tu nu ai absolut nicio reținere pentru un cutremur la care ne așteptăm. Dacă o să vină un cutremur, cum a fost cel din Japonia din 2011, noi nu suntem pregătiți ca și țară până Dar din experiență și din informațiile din ultimile, ultimii 2000 de ani, șansele sunt foarte mici să vină un cutremur așa de mare. Dar tu să investești un 5.000 de euro în plus care îți bani, care îi pui într-o gresie, într-o casă și tu să nu mai ai nicio problemă E un cost sau e un lucru care lumea trebuie să știe. Și care lume să știe? Cei care cumpără, cei care construiesc, până la urmă, cine ar trebui să aducă o stare de normalitate și în România, din punct de vedere al construcțiilor, care să fie rezistente la cutremure? Că nu cred că o să fim noi văduviți de cutremure. Deja semnalul e. Alți specialiști, ca și dumneavoastră, au anunțat. Pe viitor, alte cutremure. Am văzut în vecinătate, în Turcia, ce s-a întâmplat. Deci, totuși, să ne gândim, să fim pregătiți. Uite, în Cluj, unde deja prețul este un 3.000 și sunt locuri care se vând cu 3.500 de euro pe metru pătrat. În București, am fost solicitat să expertizăm o clădire unde apartamentele se vând cu 7.000 de euro pe metru pătrat. Tu, când pentru un apartament de 100 de metri pătrat plătești în Cluj 300.000 de euro sau în București 700.000 de euro finisat, dacă ai fi putut să-i spui dezvoltatorului imobiliar, pune, te rog, izolatori în bază, știu că te costă 50.000 de euro pentru tot blocul, dar te rog pentru mine, pune i și noi ăștia 10 apartamente împărțim între noi costul. Aici trebuie să fie o îmbinare între clientul care înțelege necesitatea celor izolatori, e ca și cum în ziua de astăzi noi am putea avea opțiunea cu sau fără erbeguri. și toți ne dorim airbag cu toate că nu vrem să le folosim Niciodată la mașină, și dezvoltatorul care înțelege că e posibil să aibă clienți pentru care acea investiție să se justifice. În București deja sunt clădiri izolate seismic. Avem uh, Academia Română care a fost reabilitată cu un cost semnificativ. Când reabilitezi o astfel și de clădire, este semnificativ și de mare, este partea da, Parlamentului. Și avem trei clădiri noi proiectate de un prieten bun de al meu din București. Care a reușit să-și convingă beneficiarii, investitorii să. Deci, ține de o educație, ține și de educație. în rândul populației. Exact. Oarecum, poate am făcut și noi în această seară. Domnule profesor, mai avem 5 minute. Să-l întrebăm și pe Sebi dacă rămâne în țară, pentru că mă gândesc că e curtat din afară, mai ales pentru rezultatele pe care le are, și cu, totuși, cu macheta asta, pentru că o am aici, care a fost contribuția ta? Ce ai făcut tu? pentru a aduce premiul acasă. Eu aș dori să adun cât mai multe cunoștințe oriunde. Indiferent că sunt aici, afară. Asta este principalul meu scop momentan. Iar pe viitor nu știu. Vom vedea. Ce am făcut eu la această structură? Eu în principal am gândit. Am am perfecționat anumite elemente din această structură. Paranteze scurte, am cer scuze. El a fost capitanul echipei. El a coordonat da, întreaga echipă. Vrea asta laude. vreau să spun. Deci el știa vrei fiecare lauzi, bucățică dar o din tot deci. procesul. Te rog, Răzvan. Da. Eu mai mult am fost să zic așa un control tehnic de calitate. Am avut grijă să, să văd ce aș putea, ce aș putea îmbunătăți. Colegii mei au făcut, fie, fiecare, am fost 12 colegi, um, 9 ingineri, 3 arhitecți, le mulțumesc foarte mult. Um, și fiecare am avut un, un impact asupra, asupra acestei clădiri. Ați denumit macheta asta, într-un fel, e mai specială această machetă față de cele construite în trecut? E mai special premiul acesta din anul... Uh... Uh, acesta, față de ce a fost în trecut, cum ai simțit concursul? Mă gândesc de la an la an, e diferit. Sigur, da, de la, an, de la an la an este diferit, să nu fie monoton. Anul acesta a fost uh, ideea propusă de cei din state, regula, a fost ca să fie două turnuri legate cu patru, patru poduri, poduri uh, între ele. Și asta este destul de greu să realizezi, să faci două turnuri și doar cu patru poduri între ele să le. Să faci acele două turnuri să funcționeze ca o singură clădire. Și aici a fost uh, elementul de anul acesta. De nouătate. Da. Să vă gândiți la Lumpur. Trei minute din mai avem, profesor. Lungul. Concluzia va aparține. Ce doriți, dumneavoastră? Că ne-ați dat foarte multe uh, sfaturi în uh, această seară. Sigur, am vrut să vorbim de machetă, de concurs, dar discuția a dus acolo unde ne-am dorit, de fapt, spre o educație da. uh, în zona aceasta. Vă rog. Uh, ca și concluzie mintea noastră a românilor este la fel de bună sau în unele locuri și mai bună decât majoritatea lumii. Contextul în care ne antrenăm mintea, infrastructura și locurile în care ne antrenăm ne duc într-o într anumită direcție sau în alta. Dar noi avem capacități extraordinare. Cu motivația potrivită putem să demonstrăm întregii lumi că suntem campioni. Noi suntem responsabili să educăm generație după generație, să le arătăm motivația corespunzătoare, pentru că știința e aceeași, mai ales în ziua de astăzi, când o găsești gratuit pe internet. Dar trebuie motivația corespunzătoare în care acești tineri minunați să poată să-și desfășoare capacitățile și capabilitățile lor pentru a arăta întregii lumi cât de buni sunt. Și mai cu seamă că există, doamnelor și domnilor, aplicabilitate. Aceste machete nu sunt doar într-o formă teoretică, da, sunt într-o formă practică, aplicabilă mâine oriunde. Și e bine că avem o echipă de aur la Cluj. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor ca îndrumător în fiecare an a unor studenți care ne fac cinste. Le mulțumim și studenților de anul acesta care au adus premii, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și să sperăm că natura va ține cu noi. Nu vom avea cu tremure, dar e bine să ne gândim dacă veți face pasul să vă cumpărați o casă undeva, să luați în calcul câteva din sfaturile din această seară. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm și mâine.